solist al Big Band-ului radio, a tocmai devenit și o figură foarte cunoscută pe ecran. Vă întâmpin, maestre, toate cele bune! Bună seara! Vreau întâi să mulțumesc organizatorilor pentru onoarea pe care mi-au făcut-o de a mă număra printre gazdele acestui eveniment. Felicitări la cât mai mulți ani cu evenimente de genul acesta. Premiul pentru cel mai bun interpret pop al anului am plăcerea să-l înmânez unui artist pe care personal îl admir foarte mult. Am avut plăcerea și sper să avem și în continuare plăcerea de a colabora pe platourile de filmare. Doamnelor și domnilor, reprezentant al celei mai vesele case de producție, domnul Ha 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 Smiley! Smiley, în 2013 a fost anul lui. Trei single-uri de difuzare și albumul acasă. Cel mai bun interpret pop lui Andrei Tiberiu Maria, alias Smiley. E o mare onoare și o mare plăcere să primesc acest premiu. This is what I love you way to burn. What a lovely way to burn. Fever. Fever started long ago. În special Cat Music, care... Încredere să mai continuăm să facem treaba asta. Sperăm noi și mai mulți ani de aici încolo. Povestea proprie dramaturgului Andraș Vischi. Personajul care nu are nume intră în scenă și toți ceilalți parcă ar ieși din sufletul lui, din imaginația lui, din memoriile lui și ceilalți nouă rejoacă cumva istoria lui, poveștile lui și el, în felul în care se raportează la ceea ce se întâmplă pe scenă, încearcă să-și reconstruiască personalitatea lui. Regizorul spectacolului Născut pentru niciodată, Gabor Tompa, combina expresia spectacolului clasic cu cea a spectacolului de dans, invitându-o pe coreografa Vava Ștefănescu și pe scenografa Carmen Sita Broșboiu să fie parte a poveștii și a căutării identității personajului principal aflat într-o continuă căutare a numelui. Spectatorii acestui spectacol se deschid foarte repede la ceea ce oferă spectacolul lor. Pentru că pot fi secvențe din viața personală a fiecăruia, sigur reinterpretate legate de indiciile personale ale fiecăruia. De fapt, tocmai despre acesta este vorba. Poveștile nu sunt atât de personale sau atât de specifice încât spectatorul ar putea să spună că nu are nimic în comun cu ceea ce se întâmplă pe scenă. Dramaturgia în sine este foarte aproape de poezie, este foarte aproape de acest mod aparte de a pune la oaltă fragmente de povești, de întâmplări, să creeze o imagine, cum cunoaștem în cazul unui mozaic.
Un spectacol dramatic, dar și foarte poetic în același timp, cu o coloană sonoră complexă și extrem de ofertantă, spectatorii clujeni se vor putea convinge de acest lucru, asistând la punerea în scenă a spectacolului Născut pentru niciodată, a cărui dramaturgie este semnată de Andras Vischi în regia lui Gabor Tâmpa, luni la Cluj-Napoca, pe scena Teatrului Maghiar de Stat.